odată întâlnirea între noastră, colegii, deci frații, să zicem, care ați fost acum 20 de ani și sunt convins că în acea perioadă s-au construit, s-au dăinuit, s-au înfăptuit prietenii de viață, da? Eu am să procedez în următorul fel, am să iau catalogul dumneavoastră, de fapt, nu catalogul, am să iau toată seria dumneavoastră în ordine alfabetică și am să fac prezența, da? Și așa se obișnuiește, fiecare dumneavoastră să-și prezinte în câteva cuvinte ce a realizat până în prezent, pe unde a umblat, ce face, ce proiecte face, ce familie și-a și-a constituit și și-a consolidat. Așa. Și ce vrea el să mai spună, da? Poate să o facă cu microfonul, eu am să vă dau microfonul, deci ca să, probabil că unii au emoții și nu prea vorbesc așa tare. Începem, deci, cu Alecu Adriana. Deci. Vreau să-l duc la prefectura din Ploiești și din punctul meu de vedere pot să consider că este o colegă care are și o familie fericită și o profesie, din punct de vedere profesional, s-a realizat. Să văd dacă reușim să o ducem până seara. Ea n-a înțeles că aici nu e un proces să-și trimeacă un avocat să-și facă. Era o întâlnire de suflet, da? Este, dar este vina mea. Deci ea unde lucrează acum? La prefectură, la Ploiești. Prefectură Ploiești, da? Da. Alesu Jean. Unde? Aici, în București, nu? Alexandru Daniela. Și n-ați venit cu soțul, v-a lăsat singur, așa? Bine, nu mai trebuie. Da, așa. Monica Agnea. Ea unde lucrează? Era cântăreață, nu? Da. Angel Mironel Mirel. Angel Mironel Mirel. Sunt la Păstești, județ Argeș. Lucrez în finanțe publice, sunt șef de administrație financiară a orașului Păstești. Am un copil care are clasa 8-a, mai câteva examene, căsătorit. Lucrez toate bune. Și la locul lor, nu? Da. Văd că vă priește. După cum arătați. Un adevărat șef. Deci, domnule, fără să exagerez, are ținuta și figura, the face-ul unui englez de acum vreo 100 și ceva de ani. Așa. Un lord, de fapt, un lord. Bravo. Bravo, Mirel. Anagnostre Stere. Nu este. Bălan Violeta. Bălan Violeta. Nu știu nimic. Barbălată Costel. Nici. Barbălată. Bănică Isabela. Barbălată, nu știu. Știu orice de ce. Bănuță Victor.